Vedeți că într-un cuvânt este cuprinsă toată mântuirea, o stare de dispoziție interioară. De ce să fim triști? Am viat Hristos. Suntem botezați, avem îngeri păzitor, Dumnezeu ne învață, cereți-mi că eu vă dau cine ți dă piatră în loc de pâine. Și eu să nu vă dau vouă pâine puțin credincioșilor. Asta este puțină credință. Încerca să nu vă lăsați deloc. La măsura voastră, mulțumiți-vă cu daruri mici, nu cereți daruri mari. Este o greșeală. Un dar pe care îl ai nu e mic este tocmai ce -ți trebuie ție. Dar omul, în nesăbuința lui, mândrie și dorință, vrea tot cerul într-o clipă. Nu, tot cerul este al tău dacă ești prezent și smerit. Nu se poate fără smerenie nimic. Să știți, există o carte, Viața Sfântului Nifon. Pe acest sfânt îl caracterizează în deosebi smerenia. Și să vedeți ce descoperire a avut de la Dumnezeu, nici nu vă da seama. La moarte au venit sfinți cu viu și mucenici să-l ia, a venit chiar Mântuitorul. Pentru că el a zis, Doamne, cât aș fi eu de fericit să vii și tu la moartea mea. L-au luat dinainte să-și vadă locul în cer. Toate aceste lucruri le realizează smerenia. Asta e singura cale. Dar nu vă desconsiderați că e cu neputință să faceți ce a făcut Sfântul Nifon. Nu, la măsura ta străduiește-te și tu. Sfântul Apostol Pavel spune, Împărăția cerurilor se ia cu năvală. La un concurs alergă mulți, dar cine alergă sincer nu alergă degeaba. Cine se duce la concurs să nu se gândească că nu câștigă. Toți câștigă în final dacă au alergat cinstit, însă numai unii iau premii.